Ca la fiecare sfârșit de săptămână, vă sugerăm câteva idei pentru petrecerea timpului liber. Unii poate vreți să mergeți la munte, alții la teatru sau spectacole, iar alții poate să stea acasă și să se uite la televizor. Avem sugestii pentru fiecare dintre voi. Să le urmărim! Pe vremea de acum, cu vânt, ploi și ninsori, frig afară și zăpadă pe cresele munților, cea mai bună alternativă pentru alungarea plictisului și a melancoliei este emisiunea La izvor de cântec drag, realizată de Elis Ursu, în fiecare duminică la Hunedoara 1 TV. Duminica aceasta, începând cu ora 10, invitatul emisiunii este interpretul Ovidiu Homorodean. Nu ratați nici de data aceasta ocazia de a afla mai multe despre îndrăgitul interpret și de a viziona unele dintre cele mai apreciate melodii ale acestuia. Sâmbătă 25 noiembrie, dacă aveți un pic de noroc, mai prindeți locuri libere la reprezentația Peripețiile bravului soldat Schweik de Jaroslav Hašek, o comedie de succes cu publicul pe scenă, susținut de actorii Teatrului Dramatic de Sârbu din Petroșani. Tot la Petroșani, teatrul deschide seria de producții pentru cei mici, duminică 26 noiembrie, la ora 12, cu premiera Hansel și Gretel, după frații Grimm, în regia lui Mihai Sima. Celebra poveste a celor doi frați care trebuie să se lupte cu vrăjitoarea din casa de turtă dulce a căpătat în viziunea regizorului o nouă înfățișare, cu cântece și dansuri cu multe culori și pofte de viață. Tot duminică, 26 noiembrie, începând cu orele 19 la cinematograful Șerban Ionescu din Petroșani, va avea loc spectacolul de gală al filmului Libertate, în prezența regizorului Tudor Giurgiu și a actorului principal Alex Calangiu. Intrarea va fi gratuită în limita locurilor disponibile. Filmul Libertate este inspirat din evenimente reale întâmplate la Sibiu în decembrie 1989. Galeria de artă Forma din Deva găzduiește în perioada 27 noiembrie-15 decembrie expoziția Reverberații, cu lucrări semnate de artista Roxana Buta. Vernisajul expoziției va avea loc în data de 27 noiembrie de la ora 17. Și să nu uităm de evenimentele din cursul săptămânii viitoare dedicate Zilei Naționale a României. De 1 decembrie la Hunedoara se aprinde iluminatul festiv de sărbători, iar de la ora 18 spectacol folcloric de Centrul Cultural Corviniana. Activitate specială și la Biblioteca Județeană Ovidiu Însușeanu dedicată Zilei Naționale a României, ce va avea loc miercuri 29 noiembrie ora 13:30 la Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva. Acțiuni dedicate Zilei Naționale a României vor avea loc și în Deva. Și tot de la mijlocul săptămânii viitoare sunteți invitați la muzeu. Începând cu 29 noiembrie și până la sfârșitul anului viitor, în incinta Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva va fi deschis o expoziție în care vor fi expuse o parte din obiectele restaurate pe parcursul anilor 2022-2023 în laboratoarele instituției de către specialiștii din acest domeniu. Și nu în ultimul rând, Medieval Robotics Day, un eveniment cu tradiție care se transformă în demo în a șasea sa ediție. Sunteți așteptați mâine, 25 noiembrie, de la ora 10, în sala Betlen, să aduceți împreună cu organizatorii trecutul cu viitorul într-un cadru medieval la castelul din Hunedoara.